Bun găsit tuturor și vă doresc un an nou, 2021, cât mai frumos și cât mai plin de realizări și împliniri. Și vreau să vă spun că nu știu cum a fost la voi, chiar voi da liber la comentarii la această filmare, pentru că vreau să-mi povestiți cum ați făcut sărbătorile. Eu am fost cantonată în Islanda de această dată și chiar dacă nu am fost alături de familie și prieteni în România, a fost un sentiment extraordinar pentru că am comunicat foarte mult cu cei de acasă și prin intermediul Zoom-ului, prin intermediul WhatsApp-ului, prin intermediul FB-ului, am ajuns la concluzia că în ziua de azi nu mai simți distanțele pentru că tehnologia te apropie. Și îi mulțumesc și Mirelei și lui Mihaelei și lui Cătălin. M-a sunat aseară. Cătălin, știi despre tine, că despre tine e vorba. Și Dane și celor de acasă care au stat online și ne-am susținut unii pe alții, dar a fost foarte, foarte frumos impactul acesta. Iar la finalul acestei filmări, dacă veți fi curioși, am postat câteva imagini din revelionul acestui an, din Reykjavik. Vreau să vă spun că Islanda este recunoscută ca fiind țara cu cel mai mare consum de artificii din lume. Deci din lume, imaginați-vă, în noaptea de Revelion, pentru că aici în Islanda e voie să dai cu artificii doar o singură dată pe an și asta este de Revelion. Și anul ăsta, pentru că au fost interzise focurile de sfârșit de an, ei ard în fiecare an niște pomi foarte mari ca să se ducă relele, deci au fost interzise focurile. Atunci islandezii au cumpărat artificii și au, nu știu, au dat cu ele, au tras cu ele, nu știu cum se spune în limba română, au dat cu ele 24 de ore. Deci 24 de ore continuu Reykjavik-ul a fost sub lumina artificiilor, astfel încât la 1 noaptea după ce s-a intrat în noul an, a fost o ceață foarte, foarte densă peste tot orașul, de cantitatea de praf de pușcă detonată. Și am postat la sfârșitul acestei filmări câteva imagini din noaptea de Revelion. Ok, această filmare va aborda tema lunii ianuarie. Dar înainte de a vorbi despre ce se întâmplă în ianuarie, tranzitele cele mai importante. Vreau să-ți spun că pe Vimeo a apărut horoscopul detaliat al lunii ianuarie, pe care îl poți achiziționa sau, dacă dorești, să-l achiziționezi direct de la mine, deci să nu mai treci prin sistemul Vimeo, atunci îmi poți scrie pe adresa contactarond@astrologalexandracoman.com. Această adresă de e-mail va apărea de-a lungul filmării, deci va apărea pe ecran de-a lungul filmării. Dar am surprize nu numai despre horoscopul lunii de pe Vimeo, ci vreau să vă spun că agenda generală a anului 2021 este finalizată. Este gata. Apoi, participanții la webinarul de pe 19 decembrie ați primit ca bonus în linkul către vizionarea webinarului, ați primit ca bonus și jurnalul secret al fazelor lunii pentru 2021, un PDF cu peste 80 de pagini, un jurnal în care ai teme. Ați văzut, da? Teme, cum să activezi luna, ce să faci, ce obiective să-ți pui. Și acest jurnal, dacă dorești să-l achiziționezi, îmi scrii și îți trimit jurnalul, bineînțeles, și deci dacă dorești să-l achiziționezi, cei care ați participat la webinar, îl aveți deja bonus de participare la webinar. Și surpriza este că pe data de 23 ianuarie are loc următorul webinar de deschidere al anului, un webinar foarte special în care pentru prima dată voi vorbi despre cum să ne conectăm suflet la suflet.
cum să ne conectăm suflet la suflet, pentru că, ok, este perfect să-ți descoperi puterea interioară, să înveți să evoluezi, da, foarte bine, dar atâta timp cât te-ai născut într-o comunitate, atâta timp cât ești partea unui trib, trebuie să-ți identifici tribul și trebuie să folosești egregorul tribului și vom învăța despre asta în cadrul webinarului. Iar cei care se înscriu până pe data de 10 ianuarie la acest webinar și, bineînțeles, achitați taxa de participare, veți primi agenda generală, agenda generală anului 2021 ca bonus la webinar. Uite câte anunțuri. Deci 5 minute eu am vorbit, în loc să vorbesc de horoscopul lunii, am vorbit despre anunțuri. Vor mai veni surprize în zilele acestea. Deci vin surprize pentru că schimb stilul de prezentare pe YouTube și îmi doresc foarte mult interacțiunea cu voi. Interacțiunea cu voi pentru că asta e foarte importantă. Și în următoarele zile revin cu detalii pentru că nu vreau să acaparez acum horoscopul lunii cu toate informațiile. Deci, bref, sumarizăm. Pe Vimeo a apărut horoscopul lunii ianuarie. Dacă dorești să achiziționezi direct de la mine horoscopul lunii ianuarie, scrie-mi pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Webinarul de deschidere a anului are loc pe 23 ianuarie la ora 11 dimineața, ora României. Dacă nu poți participa direct la webinar, vei primi înregistrarea webinarului. Asta vei afla în următoarele zile. Mâine, duminică, seara, va apărea filmarea cu detaliile despre webinar, iar cei care vă înscrieți și achitați taxa de participare până pe 10 ianuarie, veți primi agenda generală a anului 2021, bonus la webinar. Și în următoarele zile, apar și agendele VIP, VIP, agendele, încă nu le-am dat un titlu, recunosc. Vreau să fie un titlu special pentru că sunt agende speciale. Nu vă imaginați că veți primi agenda aia cu liniuțe și vă scrieți datele întâlnirilor neapărat pe ea, aveți și opțiunea asta acolo, dar este o agendă cu mult mai multe informații de această dată personalizată pe fiecare semn zodiacal în parte. Iar cei interesați să afle detalii despre această agendă sau să o achiziționeze când apare, vă rog să-mi trimiteți un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com, precizând în e-mail ce tip de agendă doriți, agendă generală sau agendă personalizată pe zodie. Dacă vrei agendă personalizată pe zodie, atunci te rog să-mi indici zodia pe care ți-o dorești sau zodiile pe care le dorești, astfel încât să te putem contoriza, să te putem introduce în tabelul celor care vor primi agenda. Și am făcut anunțuri, în zilele următoare vor fi defalcate și mult mai detaliate. Și hai să vedem acum ce se întâmplă în luna ianuarie, pentru că vrem să începem anul cum trebuie, nu? Și luna ianuarie a acestui an este o lună în care suntem orientați mai mult spre nevoia de stabilitate. Dacă în alți ani erau pe cer foarte multe conflicte și foarte mult stres, de această dată nevoia de securitate și de siguranță existențială este din ce în ce mai puternică. Și ce îmi place foarte mult este că zodiile nu mai au ce să demonstreze. Ok, ai demonstrat tot ce ai de demonstrat. Tot știm cum ești sau știți cum sunt. Fiecare zodie a arătat ce poate. De această dată este despre a-ți găsi drumul, despre a-ți găsi stabilitatea, despre a-ți găsi direcția de viață. Până pe 19 ianuarie suntem în semnul zodiacal al Capricornului și Capricornilor le aduc vești bune pentru că încetul cu încetul harta voastră se detensionează. Încetul cu încetul se mai liniștesc apele. Jupiter și Saturn au părăsit semnul tău zodiacal, au intrat în semnul Vărsătorului
și ești acolo, bine, te bucuri în continuare de prezența lui Pluton în astrogramă, te transformi. Pluton continuă procesul tău de transformare, dar cumva mă gândesc la o metaforă. Dacă ai fost un rac aruncat într-o oală clocotită și ai fiert acolo, acum capeți aromă, devin mai subtil, pentru că încep să se pună condimentele, ai trecut prin iad, ce mai rămâne de făcut? Acum ești matur și încep să te perfecționezi. Berbecii, voi lua pe rând puțin semnele zodiacale, repet, detaliat, aveți aproape jumătate de oră de filmare pe Vimeo. Berbecii respiră ușurați. Nu știu cum a fost la berbeci, dar la mine, eu fiind berbec, din octombrie până acum câteva zile, am trecut printr-o perioadă de transformări interioare fabuloasă. Fabuloasă. Și nu a fost cea mai simplă perioadă a noastră. Am trecut, nu eu, toți berbecii, prin Chiron retrograd în berbec. Chiron e în continuare în berbec, dar ai mers direct acum. Am trecut prin luna neagră în berbec. Chiron, marele vindecător, luna neagră, libertatea, dorința de a ne descoperi pe noi, de a ne descoperi puterea interioară. Apoi a fost Marte. Marte în transit prin semnul berbecului. Mă întreb dacă încă am supraviețuit, pentru că existau momente când discutam cu clienții mei și atunci când întâlneam berbeci, primeam întrebarea cât mai este. Sau spuneau, iadul nu este în iad, iadul este pe pământ, pentru că a fost un moment de transformare profundă. Și uite că berbecii în ianuarie se bucură de faptul că Marte părăsește semnul lor zodiacal. E frumos să-l ai pe Marte în domiciliu, în semnul tău zodiacal, dar e și mai frumos când se mută în Taur, pentru că prea a fost cu stres. Pentru, nu a fost Marte vinovat, cât conjunctura Chiron, lună neagră, Marte retrograd, toate în berbec. Ce a duduit! Și acum îți găsești liniștea, ordinea, nevoia de stabilitate. Însă trecem la Taur, care în ianuarie, pe 6 ianuarie, Marte intră în semnul tău zodiacal, acolo dă peste Uranus, se va suprapune peste Uranus în jurul datei de 20 ianuarie, va fi cu cântec la tine, în sensul că se desțelenește tot ce era de desțelenit. Veți avea o perioadă fabuloasă în care vă transformați profund, profund. Profund. Deci, taurii, după ce trec de luna ianuarie, vor spune, wow, n-am știut că pot să fiu așa. Și te devin dinamic, capeți motricitate, capeți energia de a face lucruri. Apoi vei manifesta foarte multă nevoie și dorință de independență. Și e bine că te descoperi pe tine, îți descoperi limitele, îți descoperi talentele, înveți să te reinventezi. Gemenii în ianuarie, cu un Marte care intră în semnul un Mercur care intră în semnul Vărsătorului pe data de 8 ianuarie, se pregătesc să fie autonomi, se pregătesc să se tehnologizeze. Eu ce îți recomand e ca până pe 30 ianuarie să-ți cumperi tot ce ai de cumpărat pe parte de electronice și electrocasnice sau tehnologii sau să-ți reevaluezi ce ai, ce aparatură folosești în meseria ta. Poți să o achiziționezi foarte bine, mai ales luna ianuarie, din ce știu, este o lună a reducerilor, pentru că de pe 30 ianuarie încolo Mercur, guvernatorul zodiei tale, intră în retrogradare în Vărsător și vor apărea încurcături pe zonă de tehnologie, pe zonă de e-mail-uri, pe zonă de produse electronice, electrotehnice. Deci, deschideți sufletul și învață să visezi și învață să-ți faci planuri cât mai mari,
dacă ești geamăn. Pentru că după 30 ianuarie, până pe la jumătatea lui februarie, vei avea ocazia să pui ordine în gânduri. Acum adună informații, știi, balc, adună-le acolo, stivuiește-le cât mai mult, să nu-ți fie frică. Pentru că după aceea va fi timpul să sortezi. Apoi, racul. Cu o lună nouă în Capricorn, cu o lună plină în Leu, luna guvernatoare a racului. Pe 13 ianuarie este luna nouă în Capricorn, pe 28 ianuarie luna plină în Leu. Racul învață jumătate de lună ce înseamnă organizarea și ce înseamnă responsabilizarea și ce înseamnă curajul de a face lucruri. În timp ce luna plină în Leu, de la jumătatea lunii până pe 28, când se produce luna plină în Leu, înveți stima de sine, înveți să te descoperi ca și persoană și vei gândi, vei avea planuri mari. You'll think big, vei gândi mare, în anvergură, vei fi plin de forță. Și nimeni și nimic nu o să te oprească în demersurile tale. Deci ești o forță de neoprit. O forță de neoprit. Apoi vine Leul, cu o lună plină în Leu, pe 28 și cu soarele baleind din Capricorn spre Vărsător. Tu în luna ianuarie închei lucruri. Și dacă până acum... Nu toți leii, dar dacă până acum ai fost o pisicuță speriată, uite că acum ai ocazia să urli, să ragi, știi, să ragi, cum face leul în junglă. Te impui o lună în care ai forță și ai prestanță și ai idei vizionare, mai ales după data de 19 ianuarie, când soarele intră în Vărsător și face o poziție cu semnul tău zodiacal, păi atunci să te ții. Leii visează mare, they think big and they do big. Deci visează lucruri importante și pun în practică aceste lucruri. Și îți capeți stima de sine. Hai să rupi. Deci rupi stilul, ca să zic așa. Apoi Fecioara. Fecioara o să aibă nevoie de organizare. Fecioara începe lucruri noi. Fecioara are oportunități în ianuarie. Ori să muți job-ul, ori să schimbi locația, ori să primești un part-time, ori să cumperi ceva, ori să vinzi ceva. Deci ai tot felul de oferte, numai că trebuie să acționezi și fiind foarte multe, trebuie să le organizezi. Trebuie să le sortezi, trebuie să le prioritizezi. Apoi ai de rezolvat în familie niște conflicte. Mai degrabă să înveți să-i pui pe cei din jurul tău la locul lor, să nu mai accepți intrușii în viața ta. Chiar dacă acești intruși sunt rude, prieteni, amici, cunoștințe, nu trage linia și fii tu însăți sau însuți. Nu mai asculta, urmează calea inimii. Urmează calea inimii, ca să vezi să te va duce acolo unde trebuie să ajungi în experiență. Balanța. Balanța devine serioasă. Se cumințește. Pentru că Venus, guvernatoarea ta, intră în semnul Capricornului pe 8 ianuarie și devii serioasă. Nu că n-ai fi fost serioasă până acum, dar acum e preocuparea numărul 1, ascensiunea socială, supraviețuirea, și atingerea unor obiective pe care ți le-ai stabilit în anul trecut. Poate e vorba de un examen, poate aplici pentru un nou loc de muncă, poate schimbi ceva în poveștile de iubire. Ai forță și ce îmi place la balanță este că ai multă luciditate. Ai luciditatea dată de semnul Capricornului, care ia lucrurile pas cu pas și te duce acolo unde dorește. Și te impui. Vezi că ești foarte bine susținută pe zona de carieră. Ești foarte bine susținută pe zona de carieră în ianuarie.
Nu neapărat, nu te grăbi cu dragostea în toate părțile. Deci și ea este prezentă, am vorbit în horoscopul lunii despre dragoste, dar detalia și pentru balanțele singure și pentru balanțele aflate într-o relație, ca de altfel pentru toate zodiile, așa a fost analizat. Dar acum primează foarte mult cariera grație tranzitului lui Venus prin Capricorn și poți să faci lucruri foarte frumoase. Apoi vine Scorpionul, care se va simți bine de pe 6 ianuarie, când Marte face o poziție cu semnul tău zodiacal. Marte va fi în Taur, Marte guvernatorul secundar al zodiei tale, Pluton și Marte guvernează Scorpionul. Uite că te simți bine, numai că o să ai o problemă reală cu tiparele impuse de alții, cu limitările impuse de alții. Ai să fii dornică sau dornic să te manifeste așa cum ești, așa cum simți, așa cum trăiești și îți vei dori foarte mult să fii acceptat de alții. Ideea este că vei avea parte de opoziție și mai ales în jurul date de 13 și 23 ianuarie. Deci 13 ianuarie și altă dată este 23 ianuarie. Când Marte face o cuadratură cu Saturn pe 13 și o cuadratură cu Jupiter pe 23. Deci, alții vor încerca să impună ritmul în care te miști, dar vor avea o surpriză foarte mare, în sensul că vei ști foarte bine să-i pui la punct. Nu fac griji despre Scorpion, că Scorpionul știe să pună lucrurile așa în paradigma în care trebuie și să puncteze foarte bine. Apoi Săgetătorul, cu Jupiter intrat în semnul Vărsătorului, pentru tine acum e vacanță, e libertate, bine glumesc, nu? Deci ești un pic mai relaxat decât ai fost în ultimele luni și s-ar putea să ai parte de foarte multe, transformări. În ceea ce privește finanțele, comunicarea, munca și relația cu străinătatea, transformări, bineînțeles, pozitive, pentru că e un moment în care Jupiter, marele benefic, guvernatorul zodiei tale, te ajută să te manifesti, te susține în tot ceea ce faci, te sprijină și îți aduce și acele idei vizionare, acel curaj de a încerca lucruri noi și diferite. Apoi vine Capricornul, care în prima jumătate a lunii ianuarie este în atenția tuturor. Suntem în semnul Capricornului, la mulți ani Capricornilor, până pe 19 ianuarie, când soarele intră în Vărsător. Dar până atunci, multă organizare și idei foarte bune legate de abundență, legate de propria-ți imagine, legate de modul în care cei din jur te percep și ce mesaj transmiți celor din jur. Ai coerență, ai ordine, ai dinamism, iar faptul că Marte intră în semnul Taurului te susține, pentru că tot ce este pe semne de pământ, bineînțeles că te ajută și pe tine, tu fiind un semn de pământ. E o lună în care Capricornul se maturizează și învață să-și traseze teritoriul. Asta e foarte important. Apoi vine Vărsătorul, căruia îi urez la mulți ani, dacă Capricornul i-a spus până pe 19 ianuarie, de pe 19 ianuarie, când soarele intră în semnul tău zodiacal și începe zodia Vărsătorului, nu pot decât să-ți urez la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și să faci lucruri minunate și frumoase și extraordinare. Este o lună în care rezolvi ceva legat de casă, ai foarte multă protecție divină, casa divinității, casa lucrurilor pe care noi nu le putem controla, este ultra, mega, super aspectată și asta înseamnă că beneficiezi de un sprijin astral deosebit pentru tot ceea ce faci și tot ceea ce manifesti. Este o perioadă foarte bună pentru tine să te transformi și ascultă-ți intuiția, pentru că este de natură divină în ianuarie. În ianuarie, intuiția ta este de natură divină. Și am ajuns la Pești, care în ianuarie, chiar spuneam pe Vimeo, spuneam că sunteți profeți. De-a dreptul, aveți foarte multă intuiție, foarte multă intuiție și veți anticipa
mișcările celor din jurul vostru cu 10 pași. Este o lună pentru pești foarte specială, pentru că puteți să vă puneți ordine în viața personală și în alegerile legate de serviciu. Veți lua hotărâri importante, hotărâri foarte importante, dar evitați să le luați sau să le puneți în practică după data de 30 ianuarie, pentru că atunci Mercur, felul în care gândim și negociem, intră în retrogradare și nu o să te ajute foarte mult, o să-ți aducă confuzie. Dar peștii sunt bine susținuți prin faptul că pars fortune, punctul norocului, transitează semnul tău zodiacal, așa încât te poți impune în fața celorlalți fără niciun efort. Cam acestea sunt, așa în linii mari, direcțiile lunii ianuarie. Îți reamintesc, pe Vimeo găsești horoscopul ultra detaliat. Dacă vrei să-l achiziționezi de la mine, scrie contacta rondastrologalexandracoman.com și îți primești zodia. Și ce să vă spun? Vă doresc un ianuarie fabulos. Un ianuarie să-l începem cu toții cu dreptul.